Mulțumim și noi editurii Tritonic, o serie de cărți foarte interesante și cred că pe placul dumneavoastră, pentru că voi sunteți în primul rând atrași de thriller, de mystery, de roman. Și eu aș punita faptul că nu se mai citește. Eu cred că ne întoarcem la carte în prezent, chiar de 3 ani de zile s-a făcut un studiu. Cartea electronică a scăzut în preferințele tinerilor și se îndreaptă spre cartea tradițională. Chiar Amazonul a deschis o librărie clasică. Deci vedem că ne îndreptăm spre tradițional și în domeniul cărții. Noi suntem bucuroși pentru acest aspect. Mulțumim foarte mult pentru că ne onorați cu prezența în fiecare an. Îi mulțumim domnului director Bogdan Crip pentru că este alături de noi a susține această acțiune culturală, pe care, după cum a spus și noastră, ne străduim să o aibă continuitate și să o stilăm de la an la an. Acum l-aș ruga pe domnul director de la editura Tipo Moldova să ne prezinte noutățile editoriale. În primul rând, dânsul are un proiect foarte important cu ocazia centenarului Marii Uniri. A editat o serie de 100 de cărți care foarte importante pentru cultura și istoria noastră ca neam, dar las pe dânsul să ne prezinte acest proiect și, bineînțeles, și alte noutăți editoriale. Îngăduiți-mi să vă mulțumesc, îmi dați voi să fiu în fața dumneavoastră, să felicit editura Tritonic pentru excelenta viziune, pentru că există o carte. Dacă privim foarte atent în istoria literaturii, nu numai române, dar și universală, sunt cărțile care creează avantgarda, care vin și întâmpină proaspătul sau noul cititor. Asta este o lucru formidabil, pentru care îmi permis să-i ferice. Nu știu dacă acceptă felicitările mele. Așa? Sigur, vrem sau nu vrem, orice literatură, în cazul nostru, se leagă de ceea ce înseamnă istoria unei limbi, care este instrumentul unei națiuni de exprimare și de a fi chiar în fond și în esență. În devenirea ființei române, sunt niște evenimente cruciale. Unul din aceste evenimente se cheamă 1 decembrie 1918. Și ca un făcut, este un supraveghetor teribil în statuie, Brâncoveanu, dacă ne uităm atent. Este foarte curios ce facem și ce spunem, probabil. Și mai ales la Pregoveste, unde vrem sau nu vrem. Și-a venit tocmai din Iași. Unii spun că este o capitală a culturii, eu sunt de acord, dar și Pregoveste, cu prisosință, face parte din o serie de capitale culturale, una din capitale culturale ce definesc România și esența națională. Sigur, atunci când am privit din 2017 pe 2018, am constatat că se întâmplă ceva, adică 100 de ani. Vin peste noi și probabil cei care au săvârșit marea acțiune care se cheamă 1 decembrie 1918 își întorc oarecum privirile într-un sens metaforic, evident, ce se întâmplă cu noi și unde se află România. Trebuie să știți că România este o națiune și parcă din cele 100 de cărți, care înseamnă 160 de volume, grație colaborării cu marele istoric Ioan Scurtu, am constatat și veți constata și dumneavoastră că, într-adevăr, suntem o națiune. Un punct important în națiunea sau în structura națională a Europei, să mai spun, sau chiar în structura națională a lumii, dacă îmi dați voi. De ce? Veți vedea că în decursul, hai să spunem, 100 de ani, dar nu numai, coborând foarte, foarte jos, și Târgoviște ne dă voie să facem acest lucru prin istorie, în ideea identității, lucrurile au fost extrem de ferme și de netăgăduit. Drept pentru care
putem vorbi pe de o parte de cultură, pe de o parte de știință și nu numai, și mai ales de istorie. Noi deschidem această serie cu un pachet de 50 de cărți, ce înseamnă până în 1918, și vom observa că cel puțin 80% din autori punctează impecabil bătălia, și dacă îmi permiteți, bătălia pentru identitate națională. O bătălie formidabilă pe alocuri crâncene, dar pe de alocuri principială. Și vă dau doar câteva chestiuni, sau mai bine spus, sublim câteva autori. Teodor Păcățean, poate că nu vă spune nimic, dar este cronicarul ființei naționale în dieta ungară. Și subliniază până la amănunt bătălia între cei ce însemna stăpânirea austro-ungară și cei ce însemna ca replică identitatea națională. Nu numai atât. În peste 5.000 de pagini se clarifică foarte bine poziția noastră în Europa, care, vă spun, este nu numai de văzut, pe alocuri este strălucitoare. Seria cărților este completată de autori absolut formidabili. Nicolae Iorga, Ion Lupaș și Ianu, în Principiul Naționalităților, face o observație teribilă. Și spune la un moment dat cam așa, pe de o parte ca semn de întrebare, pe de altă parte ca subliniere științifică. În 1830, națiunea ungară însemna 3 milioane de locuitori. Ungurii erau doar 14%. Prin crearea Imperiului Austro-Ungar, statistic, s-a ajuns la 40%. Procent ce rămâne și este valabil și astăzi. Dacă este să privim cum s-au manifestat și cum au funcționat pe teritoriul în dispută, să spunem, Transilvania, niciodată n-au depășit 6,7%. Într-o confruntare diplomatică, un prim-ministru ungar a fost întrebat cum se reușește ca totuși Ungaria să fie stăpânitoare a Transilvaniei. Dă un răspuns revoltător, dar trebuie să-l avem în seamă, prin trufie și aroganță. Deci, iată, cei ce ni se întâmplă și cei ce ni s-a întâmplat, pe de o parte, e o formă de a fi a celui care stăpânește, dar probabil este o formă tăcută de luptă și de răsfrângere a ființei naționale, mult mai temeinică decât această noțiune de care se cheamă trufie și aroganță, care la urma urmei devine un risc, risc ce s-a determinat și s-a subliniat extraordinar de bine prin acțiunea de la 1918. Și acolo, sigur, sunt personaje absolut fabuloase. Dar din punctul meu de vedere vreau să vă spun că, iată, cred că personajul central al finalității Marii Uniri se numește Regina Maria. Și cele trei cărți de reflexie tip memorială, care probabil că le-ați și parcurs unii, să știți că sunt formidabile în realizarea definiției și identității naționale.